Bună seara, bună seara, o, ne auzim bine? O bucurie da. Să vă văd, oameni minunați, oameni frumoși. Opa. Și restul. Opa. Vreau să vă spun o poveste despre relația mea cu tatăl meu. Da. N-am încredere în el și nu o să am niciodată încredere în el. Aha. Și o să înțelegeți de ce. Ia. Yeah. Prima oară când mi-a vrut încrederea în el a fost la vârsta de 4 ani. Aveam un Terminator de la joc pe televizor. Joystick. Bă, eu știu voce. Și mi se strică Terminatorul și zic, tată, tată. Eu știu vocea asta. Tot timpul mei. Așa este. Cine? Nu mai pot să mă încep să vreau oară. Ce-ai făcut? Zi-mă. Nu vreți, am stricat ca timp că așa să strică. Da, da, da. Eu am făcut așa de două ori. Păi nu mai merge băiatul meu. Aaaa. În fine, am așteptat să plece ca să nu se ia de mine. Mi-am luat o șurubel să... Să rămână mult. Mi-am luat-o și rupăriță. Nu vine să crezi. Mamă, n-am urmășa ta. Inconfundabilă. Că mă vede țigan. Să rămână mult. Nu vă cunosc personal, dar sunt un mare fan. Nu știu cine sunteți, dar vă plac foarte mult. Munca voastră este minunată. Sunt fan. Real. Excelent. Așa. Și aș eu să plece din când în cameră. Tata, mi-au șurubel, să mă duc, mi-l desfac. Așa eu cum eram un șobolan mic, așa slăvănoc. Mă oftic că n-au o poză cu mine să vedeți că adevărat și că eram șobolan. Și îl desfac așa ușor, îl dau deoparte. Mă uit așa în el, plin de praf. Am suflat de praf așa puțin. L-am curățat la mișto. Am păsat și eu pe alea cum a făcut el. Îl pun la loc, îmi pun șuruburile. Mă ducea capul, nu știu de ce. Și îmi pun șuruburile înapoi. Îl pornesc și da, mergea Terminator. M-am pus să mă joc, nici nu am anunțat pe tata că merge. Vine tata și zice, ce faci eu, l-ai reparat? Și m-am uitat și la el. Da, l-am reparat. Nu mai am nevoie de ajutor. Așa, aia a fost prima oară când mi-am pierdut încrederea în el. Când mi-am reparat singur la 4 ani Terminator. Și aia trebuie să mă descurc singur, ce urât. Și acum mai trece puțin timp după ce începe școala. A apărut perioada aia cu calculatoarele, gata. Da. Trebuia să ne haladim. Și n-am mai scăpat de ea. Și mi-a dat un calculator de ăla, de care era atunci, tub de la. Și 2 ani de zile nu s-a întâmplat nimic cu calculatorul ăla, nici nu l-a pornit nimeni. Că n-avea nimeni curaj. Și m-am făcut mai măricel, vreo 9 ani așa, și zic, bă, mi l-a prins și eu, vă, să-mi la prietenii mei, la vecinii mei, să juca Hercule, Tarzan, știi, alea criminale, alea de la început. Și ne-a părut Counter-Strike. Și zic, bă, vreau și eu să mă joc jocurile astea. Cum adică? Ăștia să joacă și eu am călător și nu mă joc? Și l-a prind. Și face... Și s-a întâmplat nimic. Făcea trăp. La care tata care venise, nu știu de unde venise, cu niște pantofi roșii în picioare și cu echera ardei capia și cu broască țestoasă. Și nu știu cum ai stricat calculatorul. Mamă, ce m-ați emoționat! Mai vreți să mai auzit? Așa. Wow! Asta sunt povești adevărate, n-am avut, vă povestesc în copilărie. M-am văzut și cu vreau să stau să mână, eram terorizat. Nu vreau, nu l-am stricat eu, mamă, e șefa ce el, vreau să mă joc și eu Hercule. Să uită șefa calator, se apropie de el și face, e stricat. Și broasca? Și broasca se stau să, nu știu. Am avut o supă gustoasă. La care aștept să plece din cameră, mi-au șurubelniță. M-am vrut de el așa, îl desfac eu așa. Avea praf în el, că stătea de 2 ani degeaba, nu l-a pornit nimeni. Îl pun înapoi. Uite ce merge călător. S-a prinde pe ecran Windows 2000. Și am stat 24 de zile, 15 ore și 14 minute să mi se tragă Counter-Strike. Și după ce s-a tras, nu știam să-l instalez. Tată, vine să mi instalez și mie Counter-Strike, să mă joc și eu cu băieții. Vine, se uite la monitor. Ita. Nu merge. Nu. Aștept să plece, dau dublu click pe el, că mi se un prieten al meu mai mare. Bă, dai dublu click pe el și dai next, 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 next. Îi dau next, 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 apare pe desktop, fiind tu pe el. Ita, ce merge? Și ultima minciună, la 11 ani am aflat că este real. Cum când adică? Când ne zisese tata nouă, când apăr reclame cu... Eram amărât și nu mai contează. Vorbim separat. Ne zise tata, e desene animate tata astea. Și când apărea câte o reclamă nouă cu... Reclamele alea, copii cu Happy Meal, alerga, ei, jucărie. Îi chemam pe ăștia mici, haideți voi că a vorbit episod de noi, haideți, haideți. Băi, bine, mă!
Și la 11 ani, băiatule, și la 11 ani eram la școală, clasa 3-a sau 4-a, nu mai știu, și un coleg de-al meu care era mai înstărit, să nu zic că erau români și avea bani, așa, ne-a chemat la ziua lui la... Și când am ajuns la... Și am văzut mâncare, happy meal-uri cu tare. Ah, m-a durut inima atunci cel mai tare din toată viața mea. Ah, l-am așteptat acasă seara când am venit de la muncă în pragul ușii, așa. Stăteam în pragul ușii, puțin proptit așa pe ușii. Deci că e într-un film indian cum dădea așa din cap. Ce nenorocit ești toată viața ta. M-ai păcălit. Vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc frumos pentru aplauze. N-am avut un concert de câteva zile și mi-a fost rău. Înainte să trecem la momentul actual comedic, am și eu câteva vorbe pentru colegul meu. Vai, vai, domn polițai, probleme cu mine n-ai. Astăzi seara pleci acasă. Bună! Vagabond mare! Bine, Johnny! Johnny! Bine, Johnny! Îl pătrășește! Gata, mi-am văzut și publicul, o să mă leg de dumneavoastră în câteva momente. Vreau să vă vorbesc despre niște lucruri personale în continuare totale mele. În ultima perioadă mi-a devenit din ce în ce mai ușor să împărtășesc cu lumea din realitatea mea. Și vreau să vă povestesc un șir de 4-5 zile care au avut așa o înclinare din ce în ce mai oribil, din ce în ce mai oribil, din ce în ce mai oribil, până mi-am revenit. Yeah. Am avut două ediții de filmat la Te Cunosc Undeva. Prima zi Katanga, a doua zi Puia de la familie. Am cântat Tupeu de Borfa. Cine cu noi strigă o corona? Greu. În fine, am terminat prima ediție ca și această Katanga și am uitat că am pedicura făcută unghii roșii și m-am băgat la somn, că am ajuns târziu la 12 noapte acasă, m-am băgat la somn, m-am trezit, aveam părul așa în toate părțile că nu mi-am făcut baie și m-am dus la magazin mort așa, cu un papuci, bermude și un tricou pe mine, să-mi iau că eu nu beau cafea, nu beau nimic, beau un energizant și mi-au țigări și atât. Sănătate. Și mă duc, îmi iau energizantul. Și mi-a prins o țigară așa, mort, și vine unul dintre cunoștințele mele bune, Petrică Davistu. Petrică, care este, după cum spune și numele, Davist, este un băiat care are aici urechea tăiată de la noi de acolo, care este Davist de când îl știe lumea. Dar de unde Davist? Davist. Eu, neconosorul ăștia, știau toți ce înseamnă. Pentru cine a mai crescut așa în cartiere și mai știe personaje de-astea, e foarte amuzant. Dar să vă spun, Petrică, e jale cu el. Și vine Petrică să pune în fața mea așa: băi, Johnny, ce vrei, mă? Mă, nu mai vei energizante de-astea, că nu sunt bune, îți face rău să te lași. Du-te, mă, dracului de nebun, te iei tu de mine că vei energizant. Du-te, mă, în treaba ta. Pleacă omul și aha, se întoarce. Ce bagi? De ce ai unghiile făcute? Și mă uit în jos și văd toate unghiile de la picioare roșii. Aua la. Și în spatele nostru o oglindă. Și m-am întors cu o oglindă și mi-am dat seama că eram și eu în aceeași spectru de imagine cu el, cu părul așa în toate părțile, cu unghiile la picioare făcute, în papuci și în bermude. Și zic: mamă, sunt Johnny Davistu. Am plecat repede în casă, m-am ascuns de el, în fine, să scap. M-am ascuns în casă, mi-a revenit, mi-a terminat ediția. Seara ajung acasă târziu la 12 noaptea. Petrică Davistu, poscară așa, se poate? Da. Să Petrică Davistu, poscară așa. Ce faci, mă, Petrică? Sunt supărat. Bă, mi-am pierdut cățelușul, bă, Johnny, bă. Și era cățelușul meu. Era singur om cu care stăteam de vorbă. Și acum l-am lăsat. Am ajuns acasă, înapoi mi-am revenit, m-am băgat la somn. Îi zic la tovarășul meu, Marian, care este tour managerul meu, prietenul meu cel mai bun. Îi spun: bă, Marian, tu și mă pe Petrică Davistu. Care e un Petrică Davistu? Mă, ăla de... E el paliu, de iese din tufiș, de să mângâie așa pe piept când iese din tufiș. De ce să mângâie pe piept? Păi nu știu, mă, tu crezi că eu îl întreb dacă ești într-un tufiș și face șeală, întreb pe om, de ce să mângâie pe piept vreodată? Cum să faci așa ceva? Niciodată în viața ta, n-ai cum. Zice: nu știu, mă, Petrică Davistu. Păi haide, eu, vină cu mine, diseară, lasă-mă acasă să-l vezi și tu, să-l cunoști pe Petrică Davistu. 2, 3, 4, 5 zile la rând nu era Petrică Davistu. A cincea zi nu vine Marian cu mine la colț Petrică Davistu. Bă, unde ai fost, mă, 4 zile? Da, am avut treabă. Ce treabă ai avut? Pss, dacă vezi că mi-am făcut casa, nebunești. Ce casă, mă, tu ai casă? Ia uite, ha, să duci spre tufiș, avea un covor acolo la tufiș.
Mariane, vino repede încoace că l-am găsit pe Petrică, dar visul și are covor în casă. Cum am ajuns aici? Gata, asta a fost urmă. Mă bucur să vă văd, vreau să vă vorbesc în această zi minunată despre motivul pentru care eu trec ușor prin viață. Că n-am trecut ușor pe viață, mereu e greu, mereu se întâmplă ceva, sunt păgubos, sunt un copil păgubos de fapt eu, ca persoană, dar am de mic, din cauza tocmai că mereu sunt păgubos, am un personaj înăuntru meu care zice, hai ho, mă! De exemplu, ieri am întârziat puțin la repetiții, s-a supărat doamna Adriana Trandafir pe mine. Și m-am întristat, zic, bă, te-am supărat, bă, femeia asta minunată, urât, că eu sunt, vin eu să supăr pe Adriana Trandafir. Și în capul meu mi-a zis, băi, ești prost? Ai supărat-o pe Adriana Trandafir, jegusule? Jegusule, anul trecut vindeam haine, anul ăsta o să merg pe Adriana Trandafir. Și această perspectivă care există înăuntru meu, mereu râde de mine. Ia uite, bun de brățigan. Bravo, Vere. Hai că ai ajuns, nu mai fi supărat, ai ajuns, ai făcut treaba. Și acum o săptămână de zile, mă sună sora panicată. Sora mea fiind mică, are 16 ani și mă sună panicată. Ionuț, Ionuț, Ionuț. Da, Irene, ce ai făcut? A venit-o de-asta niște oameni și a lăsat la poștă ceva și scrie aici cu drepturi, cu de-astea, mi-e frică, cu tare. M-a panicat toată ziua, am fost agitat, n-am putut să mă concentrez la nimic, stresat cu gândul, mamă, de ce m-a căutat garda pe mine că n-am făcut nimic? Și în fine, la repetiție acolo, zvierete cu tocurile în picioare, greutăți. Dă-i cântă, nu puteam să mă concentrez. Vorbea lumea cu mine, nu-i auzeam că mă gândeam, mamă, dacă mă duc acum la fușcărie, e rău. Puteam să mă duc și anul trecut când vindeam haine pe stradă, era mai ok. Mă duc acum aiurea, prost. Și mă duc spre curte. La mine intru în curte. Unde-i scrisoarea? Unde-i scrisoarea? Că vreau să văd ce se întâmplă cu scrisoarea. Că am învățat în ultima perioadă că e foarte important să citești contracte, foi care îți vin acasă. Târziu, da? În fine, mi-au foaia. Era de la UCMR. Drepturile muzicale de ceva. Pentru muzică, că o să urmează să fii și-o plătit niște procentaje, că astea m-am liniștit. Zic, uite-vă, țiganii, bă, crezi că mă duc la pușcărie, bă, uite-vă, nu se poate, bă, cu țiganii ăștia, bă, ce fac cu ei, unde ajung? Păi zi-mă și suma, dacă tot. Da. Păi mi-a zis că primești vreo 12 lei odată la ceva timp. Păi mai bine vindeam haine, anul trecut mă descurcam frumos, făceam, mergea bine. Am o rochie oricum, în continuare, am o rochie frumoasă, da. Și vreau să discutăm despre treaba asta. Am avut acum vreo 3 ani de zile, am avut o înclinare de asta în sus, în care am zis, bă, hai că poate nu sunt prost. Bă, hai că nu sunt prost. Făcusem niște animație pentru niște cazinouri. Mamă, ce haladit eram, nu venea să cred nici mie. În timp ce făceam, nu venea să cred. Zic, mamă, mi-a ieșit astea, mi-am plătit oamenii bani. Zic, nu se poate, nu e adevărat ce trăiesc. Formă mă la conector și am început să omul între oameni. Și am început iarăși, bă, hai că poate rezultat așa deștept. Și îmi zice un băiat, nu vreau să-i dau numele. Mario Fresh. Și îmi zice, bă, Johnny, îți dau o pastă de dinți cu cărbune activat, e criminală. Ce să faci, mă? Îți dau o pastă de dinți cu cărbune activat. Păi eu vreau să-i albesc, nu să-i negre, ce să fac cu vas? Bă, e criminală, mă, ia și crede 100%. Mă spune cu pastă de dinți, wow, și acum o folosesc aia cu cărbune activat, extraordinar, superbă. Atunci a fost primul moment în care am zis, bă, hai că poate nu sunt așa deștept. Vorbim, îmi zice o prietenă de-a mea, tot din lumea asta, uite, ia un cleanser de ăsta că te ajută, mai ales seara când vii de la repetiții și te demachezi. Apropo de demachiat, mă sună seara prietena mea și zic, te sună în 2 minute că mă demachez, babi, haide, fa. Nu credeam că o să am problema asta niciodată în viața mea, este ceva, vă înțeleg complet și absolut, 100% și respect fiecare femeie după pământul ăsta, dar azi încolo nu mai suport pe nimeni. Ajung acasă și apăsam pe el și nu mergea. Și zi-l-o frate mai mic care este mult, mă depășește absolut, crește plante, are 20 de creme, este ceva, este minunat. Și zice, băi, iei cleanserul ăla și face și un pic, ca să mișc capacul și merge. Dă-te dracu, nu te cred. Deci dacă era de la capac, dacă fac așa la capac și merge cleanserul ăla, nu mai vorbesc cu nimeni 3 zile. Am făcut așa la capac și mergea cleanserul. Zic, bă, hai că poate sunt prost. Ideea e că m-am și șmecherit în timpul ăsta. Mi-am luat scrub.
mi-am luat măști de față, am cremă hidratantă SPF 20, vorbesc cu dumneavoastră, așa, am tot felul de lucruri. Și i-am zis, bă, hai, adică poate m-am balansat un pic o secundă. Și sunt invitat la o gală, nu vreau să dau detalii și chiar nu o să dau, nu facă mai devreme. Și îmi zice nenicu, Johnny, îmbrăcătește elegant. În fine, m-am îmbrăcat elegant, vin la gală, zice, pe aici vă rog. Mă duc pe acolo, vă rog. Mă uit stânga dreapta și zic, nenicu, dar de ce suntem numai noi doi aici? Păi noi deschidem show. Ce show? Păi vă, Johnny, când te chem la gală și îți dau și bani, nu înseamnă că urmează să muncim? Așa? Așa? Păi nu mi-am pregătit nimic. Mă. Și atunci a fost momentul în care am zis, bă, e posibil să fiu prost. Și de acum încolo deschid urechile la orice om. Ia zi, ia zi, ia că te ascult, haide, ia, zi, haide, zi, haide. Așa că, oameni buni, lecția este să nu vă credeți prea deștepți, că nu sunteți niciodată prea deștepți, ascultați când un om vrea să vă învețe ceva. Așa este. Bravo, bravo. Scârți, scârți. Sărămâinile, o bucurie să vă văd din nou. Costel, te simt în continuare puțin nesigur. Da. O să încep acest moment prin a spune că în ultimele două zile am simțit o presiune interioară extraordinar de mare, știind că vine finala. Ajută și Costel aceste emoții. Haide că e singurul care îl mai am. Haide, activează-te. Nu sunt stand-upper și sunt foarte ok cu faptul că e posibil să nu câștig această finală. Singura mea dorință pe care o am este să nu câștige Cârje. Mai important ca orice, să nu câștige Cârje. De ce, mă? Oameni dragi, oameni buni, nu-l votați pe Cârje. Nu-l înțeleg, nu-l înțeleg. A zis-o, bă! Bine, bine! Joc-o pe asta, Mădălin! Nu-l înțeleg. M-am uitat la el și poate să fie român, neamț sau cocker spaniol. Nu-l înțeleg. Mi-e frică, sincer, mi-e frică sincer din toată inima ce ar putea să întâmple cu acești bani dacă cade pe mâna lui. Dacă virgulă cade, mă iertați că așa. Încerc să învăț în ultimul timp. Dacă acești bani cade pe mâna lui. Poate să devină popular. Ceea ce e foarte rău, să vede mai mulți oameni în spiritul lui. De azi încolo îmi zic Mirel Romanu, să mă rămână. Fratele meu Cârje, iartă-mă că sunt pe capul tău. Nu știu de ce mă uit în sus ca și cum ai murit. Iartă-mă că sunt pe capul tău. Ți-am spus că o să fiu pe capul tău toată viața, pentru că te-ai luat de pantofii mei cu șobolania în picioare de 1200 de Alibaba. Sunt dușmănos, nu am ce să-ți fac. Sunt dușmănos, aia este. E mult. Stand up dușmănii. Te-ai luat de încălțările lui mă. Te-ai luat de pantofii cu șobolania în picioare. Unul dintre cele mai bune sfaturi pe care le-am primit în ultimul timp a fost: dă-i înainte. Dar de foarte multe ori acest dă înainte, dacă este adăugat un mi-asum eu la sfârșit, este superb. Mi-aduc aminte, am primit acest sfat de la maestrul meu: dă înainte, mi-asum eu. La fel cum am primit de la vărul meu când eram pe trecerea de pietoni cu mașina și trecea nevastă și a zis: dă înainte, mi-asum eu. Sfat pe care aș vrea să-i dau și fratelui meu Cârje, că aproape am uitat cum te cheamă, nu știu cum e posibil. Mamă, ce viții te încinge, Cârje! Băi, e bine! Sfatul care aș vrea să-l dau fratelui meu Cârje, contrar tuturor diferențelor noastre care le avem, eu că sunt un rom crescut în Ferentari, mai vagabond, eu cânt, am alte astea și el, pentru că este aproape o ființă umană, chiar aș vrea să-i dau acest sfat cu toată inima. Chiar mă înțeleg bine, Cârje, cred că a fost unul dintre prietenii mei real, dintre toți colegii mei. În acest sezon de Stand Up Revolution ne-am permis glume, am râs în lumea mea unde umblu. Eu nu mi se permite să fiu obraznic, să mă duc la, nu știu, dau un exemplu, să mă duc la Pepe, să zic: Pepe, ce șobolană ai în picioare. Nu pot să fac lucrul ăsta cum aș putea cu fratele Cârje. Ceea ce îmi crește inima în mine, că eu așa sunt crescut în spiritul ăsta. Au, că te-a vorbit frumos. Bine, tot de bine a zis-o. Bă, Johnny, te iubesc viața mea. Știi ce a sesizat Johnny Romanu și e foarte frumos? Într-adevăr, în foarte puține bresle e permisă chestia asta de a te duce în extrem cu făcutul ăsta de mișto unii de alții și noi facem asta și mie îmi place. De la un timp când m-am făcut mai mare, observ această greutate între bărbați de a avea
dar avea o conversație plăcută, sinceră, dar putea primi complimente. Așa sunt bărbații, sunt ei, duri sunt. Că dacă îi zici, bă, ce frumos ești astăzi, ce ai, mă? Și de multe ori refuz să mai am această carcasă grea, această carcasă tare în care... Nu, nu, l-am văzut pe tata și zic lui tata... Ce știu, care te-ai îmbrăcat azi și gosul meu? Ah, ce place la tine! Haide să-l omor fără muncele alea de la Mega, haide! Haide, haide! Uite, îți dau un exemplu de reacție bărbătească care chiar nu o înțeleg niciodată, nu pot să înțeleg. Spune că sunt frumos. Păi spune mai tare, stau și eu. Haide, nu, băi, te-ai uitat prea așa la mine, nu? Mai zic eu, dar gata, stai așa. Haide, spune că sunt frumos. Mă, ce ai? Stai așa, gata. Hai mai spune o dată, gata. Și ultima oară, promit. Mamă, eu nu pot cu voi astăzi. Cârje! Așa se interacționează cu publicul, viața mea. Îi mulțumesc fratelui Cârje pentru acest fair play, ca să zic așa, pentru această înțelegere între semeni. Și hai să ne bucurăm împreună de această finală, fratele meu, până la sfârșit, așa cum e. Să nu ții dușmănie pe fratele tău, că eu te iubesc real, indiferent că ești în felul în care ești. Asta fiind spuse... Asta fiind spuse, vreau să vă reamintesc încă o dată că eu nu sunt stand-upper. Și mi-a zis nenicul meu... Dar nici Cârșe nu e... Și mi-a zis nenicul meu, Connector, bă, Johnny, decât să fii un stand-upper prost ca Cârje, mai bine ești un povestitor bolnav. Mă știe Connector, bă. Și zic, nenicule, ai și tu dreptatea ta. Cârje, te pupă, fratele tău, și te iubește.